sărbătorii portului românesc de la Gura Râului. Oamenii satului nostru sunt foarte mândri de portul lor și de tradițiile pe care le-au moștenit din cele mai îndepărtate timpuri. Tocmai de aceea, la loc de cinste, haina românească de la Gura Râului o poartă gurenii noștri cu mare mândrie, o poartă în zilele de sărbătoare și la sărbătorile satului, la fiii satului, la festivalul Bujorului și mai ales la această sărbătoare care are deja 8 ani vechime. Este sărbătoarea portului românesc. În această duminică, oamenii satului se îmbracă cu mic, cu mare, sute, mii de oameni vin la biserică, pentru că totul trebuie să se desfășoare în jurul bisericii. Au fost preoți deosebiți care au încurajat pe oameni și le-au spus: oameni buni, nu vă lăsați portul, nu vă lăsați tradiția, că asta este ceea ce vă definește, este elementul vostru de identitate. Aici putem să-l pomenim cu mare cinste pe părintele Gheorghe Șpan și pe părintele Nicolae Bunea. De fapt, ei împreună au pictat și cele două frumoase biserici ale noastre, una dintre ele supranumită de Mitropolitul Antonie Plămădeală și Catedrala Mărginimii în 1995 cu ocazia resfințirii. Cu acestea ne mândrim noi, cu portul, cu înaintașii noștri, dar totul trebuie să se desfășoare într-o bună credință și într-o bună comuniune, astfel încât satul să meargă înainte prin înțelegere.